Salutare, dragilor! Eu sunt Ana, sunt artist și terapeut Reiki, iar de curând am început această serie minunată, Cuvinte pentru Suflet, în care îmi doresc să împărtășesc așa cât mai multe informații valoroase din cărțile unor autori contemporani, din cărțile unor maestri spirituali, a unor mistici, duhovnici și a multor persoane care să ne ajute cumva să, din ce în ce mai mult, să creștem, să evoluăm, să ne dezvoltăm armonios și conștient și să ne descoperim adevărata noastră putere, adevăratul nostru țel, adevăratul nostru scop pe acest pământ, în această viață, și să ne ajute să devenim în esență niște oameni mai conștienți, mai buni unii cu alții, mai răbdători, să ne cultivăm aceste sentimente înalte de iubire, de compasiune, de recunoștință unii cu ceilalți și nu neapărat doar cu oamenii din jurul nostru, ci și cu plantele din jurul nostru, cu animăluțele din jurul nostru, da? Să învățăm să dezvoltăm relații mult mai autentice cu absolut tot ce este în jurul nostru, pentru că cu toții suntem energie și cu toții la un nivel mult mai profund suntem aceiași, da? Chiar dacă la suprafață, bineînțeles, fiecare este unic, la un nivel mult mai profund suntem aceiași și e tare frumos să ajungem să simțim sentimentul acela de unitate și de armonie și echilibru și așa mai departe, care să se manifeste frecvent în viața noastră și să nu fie doar așa din când în când. Să învățăm să conștientizăm mai bine lucrurile din jurul nostru, acțiunile noastre, gândurile noastre, sentimentele noastre și emoțiile care ne pot ajuta sau ne pot submina eforturile noastre de a deveni altfel, de a deveni o altă persoană, o persoană mai bună, o persoană mai conștientă, o persoană care știe ce vrea, o persoană care își ascultă intuiția, o persoană care își ascultă mai mult sufletul și devine așa într-un perfect, total acord cu ea însăși, care acționează conform vocii lăuntrice, ca să spunem așa, și nu după niște parametri stabiliți de alte persoane din jurul său sau de societate, care într-adevăr are curaj, și aici nu vorbim de un curaj neapărat fizic, ci mai mult un curaj mental și emoțional, de a-și depăși limitele, de a-și propune noi obiective care să o ajute să se dezvolte, să-și fie de folos ei însăși și, bineînțeles, să fie de folos și celorlalți. Astăzi o să vă prezint partea a treia din cadrul acestei cărți, a lui Joe Dispenza, Distrugeți obiceiurile nocive. Dacă mi-ați urmărit părțile anterioare, ați văzut că am vorbit mai mult așa despre partea aceasta de mecanică cuantică, de depășirea mediului, a trupului, da? Iar astăzi vom vorbi despre depășirea timpului. Și o să încep chiar cu începutul acestui capitol, capitolul 4, din cartea lui Joe.
S-a scris foarte mult despre cât este de important să rămâi ancorat în prezent. Aș putea cita cifre statistice din orice domeniu, de la neatenția la volan și până la divorț, în sprijinul ideii că oamenilor le este într-adevăr foarte greu să rămână în prezent. La aceste de informații aș mai adăuga și perspectiva cuantică asupra acestui concept. În prezent, în câmpul cuantic, există, simultan, toate posibilitățile. Când rămânem în prezent, când suntem în mijlocul lucrurilor, ne putem mișca dincolo de spațiu și timp și putem transforma una din posibilitățile respective în realitate. Când suntem împotmoliți în trecut, totuși, niciuna din aceste potențialități nu există. Așa cum v-am arătat, atunci când ființele umane încearcă să se schimbe, reacționează foarte asemănător unei persoane dependente de droguri, deoarece noi toți dezvoltăm dependență de propriile stări chimice de a fi. Și aici, ca o mică paranteză, putem să ne gândim pur și simplu la stresul acesta cotidian, da? Care există în viețile cât mai multor oameni și care efectiv devine o adicție nebenefică pentru ei, pentru trupul lor, dintr-o perspectivă integrală, da, atât trupul fizic, cât și mental, emoțional și așa mai departe. Când acești frumușei hormoni, cortizolul și adrenalina, ne fac dependenți, practic, de această stare chimică pe care ei o induce corpului nostru, da? Chiar dacă nu este bună. Noi suntem dependenți de această stare. Bineînțeles, suntem conștienți de multe, multe, multe comportamente pe care le dezvoltăm de-a lungul vieții, care nu ne sunt benefice, printre care și starea de victimizare, dacă ne gândim așa, dar de care suntem dependenți pentru că nu am învățat să le depășim și să le conștientizăm că ne fac rău atât nouă cât și persoanelor de lângă noi. Știți că atunci când suferiți de o dependență oarecare, este ca și cum organismul ar avea o minte a lui proprie. Pe măsură ce evenimentele survenite în trecut declanșează aceeași reacție chimică, precum incidentul inițial, corpul dumneavoastră crede că trăiește același eveniment. Odată condiționat să funcționeze în rolul de minte subconștientă, pe tot parcursul acestui proces, organismul a preluat locul minții. S-a transformat în minte, purtând astfel, într-un sens, gândire. O să trec mai departe la un subcapitol din cadrul acestui capitol, intitulat Emoții, dispoziții, temperament, personalitate și cum ne condiționăm corpul să trăiască, din păcate, în trecut. Exact așa începe și paragraful. Din păcate, pentru cei mai mulți dintre noi, de vreme ce creierul funcționează întotdeauna prin repetiție și asociere, nu este nevoie de o traumă majoră pentru a se produce efectul de corp care se transformă în minte. Chiar și cei mai mici factori declanșatori provoacă răspunsuri emoționale puternice, ca și cum ar fi dincolo de puterea noastră de a le controla. De exemplu, sunteți în mașină, în drum spre serviciu și vă opriți la cafeneaua dumneavoastră obișnuită. Aici descoperiți însă că și-au epuizat complet stocul de cafea cu aromă de alune preferată a dumneavoastră. Dezamăgit, vă întrebați scrâșnind printre dinți, de ce o afacere atât de mare cum e cafeneaua asta nu-și poate face un stoc mai mare dintr-o aromă atât de populară? Ajuns la muncă, vă enervați la vederea unei alte mașini care ocupă locul dumneavoastră preferat de parcare. Pășiți în liftul gol și vă simțiți exasperat când descoperiți că a mai fost cineva înaintea dumneavoastră care a apăsat pe toate butoanele. Când în sfârșit intrați în birou, cineva comentează, ce ai pățit? Parcă m-a bătut. Povestiți ce vi s-a întâmplat, iar interlocutorul își arată înțelegerea. Trageți concluzia.
sunt prost dispus, o să-mi treac. Problema e că nu trece. Dispoziția este o stare chimică de a fi, în general de scurtă durată, care exprimă o reacție emoțională prelungită. Ceva anume, din propriul mediu, în cazul de față, negustorul de cafea, care n-a reușit să vedea ceea ce aveți nevoie, urmat de celelalte neplăceri minore, declanșează o reacție emoțională. Substanțele chimice ale emoției respective nu se consumă imediat, astfel încât efectul acestora persistă un răstimp. Eu numesc acest fenomen perioada de refracție, care cuprinde intervalul dintre eliberarea inițială și diminuarea efectului respectiv. În mod evident, cu cât perioada de refracție este mai îndelungată, cu atât mai mult se resimt sentimentele respective. Situațiile în care perioada chimică de refracție a unei reacții emoționale durează ore sau zile în șir poartă numele de dispoziție. Ce se întâmplă când dispoziția recent declanșată persistă? Din ziua cu pricina, ați rămas cam deprimat, iar acum vă priviți în sală, în timpul unei ședințe și nu vă puteți gândi la nimic altceva decât că omul acela poartă o cravată hidoasă, iar vocea nazală a șefului sună mai enervant decât dacă ați trece cu unghiile peste o tablă. La acest moment, nu sunteți într-o dispoziție proastă, ci manifestați o trăsătură temperamentală, o tendință spre manifestare ca obișnuința unei emoții prin anumite comportamente. Da, deja am dezvoltat un comportament. Un temperament este o reacție emoțională cu o perioadă de refracție ce poate dura de la câteva săptămâni la luni de zile. În cele din urmă, dacă persistați în perioada de refracție timp de luni și ani, tendința respectivă se transformă într-o trăsătură de personalitate, moment în care, în ochii celor din jur, deveniți ursuz sau plin de resentimente sau critic. Trăsăturile noastre de personalitate se bazează frecvent pe emoții simțite în trecut. În cea mai mare parte a timpului, personalitatea, adică felul în care gândim, acționăm, simțim, este ancorată în trecut. Așa că pentru a ne transforma personalitatea, trebuie să ne modificăm emoțiile pe care le memorăm. Trebuie să ieșim din trecut. Da? Pare atât de simplu. Și într-adevăr este simplu, doar că trebuie să conștientizăm, trebuie să aducem la suprafață aceste reacții și emoții din trecut, ca cumva în viitor ele să nu mai apară și să nu mai asociem emoția respectivă cu o anumită circumstanță sau cu un anumit eveniment, cu o anumită persoană din trecut și astfel să readucem trecutul în prezent și să trăim de fapt același lucru. Da? Când ne facem o așteptare, ca să spun așa, involuntară, prin care mintea recrează același eveniment și respectiv aceeași stare interioară emoțională, pentru că nu am reușit să depășim lucrul acesta, pentru că nu am reușit să conștientizăm faptul că acțiunea sau evenimentul din prezent este o situație nouă și nu are rost să o privim din perspectiva trecutului, bineînțeles. Mai departe vom trece la un subcapitol care se intitulează Viața în trecut care vă este și viitor. Iată un nou exemplu care demonstrează felul în care emoțiile cu care ne-am obișnuit creează un viitor pe măsură. Sunteți invitat la un grătar de către un coleg ca să sărbătoriți Ziua Națională. Sunt invitați toți colegii din departament. Pe gazdă nu prea puteți să o suferiți. Pentru că vrea să fie invariabil numărul 1 și nu o deranjează să afle toată lumea. La toate evenimentele de până acum pe care le-a organizat, v-ați simțit groaznic, individului născăpându-i niciun prilej să vă enerveze. Pe măsură ce mașina se apropie de locuința lui, nu vă puteți gândi la altceva decât la felul în care, la ultima petrecere dată, i-a sculat pe toți de la masă, ca să arate cum îi dăruia el nevestei un BMW nou. N-aveți nicio îndoială, cum i-a spus și colegului cel mai apropiat, toată săptămâna de dinaintea grătarului, că vă așteaptă o zi infernală.
Și chiar așa se va și dovedi. Treceți pe roșu la stop și primiți amendă. Unul dintre colegi își varsă verea pe pantalonii dumneavoastră și pe cămașă. Hamburgerul pe care l-ați cerut nu prea e tare prăjit, e aproape crud. Dar fiind atitudinea dumneavoastră, starea de a fi, deci, de la bun început, cum v-ați fi putut aștepta ca lucrurile să se petreacă altfel? V-ați trezit anticipând că ziua se va întipări în anale ca o zi grea de groază și așa a și fost. Ați pendulat între obsesia pentru un viitor nedorit, anticipând ceea ce se va întâmpla și traiul în trecut, comparând stimulii primiți acum cu cei primiți anterior, astfel că ați obținut mai multe copii ale aceluiași lucru. Da? Ați obținut, de fapt, același lucru, sau mai exact lucrul la care vă așteptați. Dacă începeți să țineți evidența propriilor gânduri și să le notați, veți constata că majoritatea timpului, fie gândiți anticipativ, fie priviți înapoi. Da? Așadar, am mai vorbit despre lucrul ăsta, când mintea noastră, maimuțică, încearcă așa să fugă ori în trecut, ori în viitor, să ne aducă în prezent tot felul de situații cu care ne-am confruntat sau să anticipeze lucruri și de obicei să le anticipeze ori într-o tendință negativă, ori cumva să le suprime într-un mod vizibil, să nu le dea importanță, dar totuși să le atragă, tocmai prin faptul că se opune lor și cumva îl pune la fel pe nu în față și de fapt ne trezim că ne confruntăm cu exact situația respectivă pe care ne-am negat-o. Trăiți-vă noul viitor dorit în prețiosul moment prezent. Iată încă una din întrebările acelea capitale. Dacă știți că rămânând în prezent și retezându-vă legăturile cu trecutul, puteți obține acces la toate rezultatele posibile pe care le deține câmpul cuantic, de ce oare ați opta să trăiți în trecut și să vă creați la nesfârșit același viitor? Oare de ce? De ce să nu faceți ceea ce vă stă deja în putere? Să vă modificați mental alcătuirea fizică a creierului și a trupului, astfel încât dumneavoastră înșivă să vă transformați înaintea oricărei experiențe dorite. De ce să nu optați să trăiți într-un viitor pe care să vi-l alegeți singur, acum, înainte de a se întâmpla efectiv? În loc să fiți obsedat de vreun eveniment traumatic și stresant de care vă temeți în viitor, pe baza experienței trecutului, fiți obsedat de o experiență nouă, dorită, pe care n-ați trăit-o încă din punct de vedere emoțional. Permiteți-vă să trăiți acum, în acest viitor posibil, în măsura în care corpul începe să accepte sau să creadă că trăiți în prezent emoțiile superioare care însoțesc acel nou rezultat viitor. Pare cam greu, dar se poate. Se poate ușor, ușor. Cred că putem, dacă într-adevăr ne dorim acest lucru, să ne reprogramăm mintea și să nu mai trăim trecutul în prezent, da? Să nu mai trăim aceleași situații, aceleași evenimente, aceleași emoții, aceleași gânduri, aceleași. Cred că putem cumva să dăm o restartare, ca să spun așa, a subconștientului nostru și să începem să devenim mai conștienți și să luăm controlul total asupra vieții noastre, da? Și să încercăm să trăim ceea ce ne dorim și să ne modelăm viața așa cum ne dorim, da? Cu intenții clare, evidente. Și să încercăm să ne folosim mai mult de imaginație, da? Mai mult de creativitate. Deși aceasta a fost oarecum înăbușită așa în perioada aceasta de tranziție de la copilărie la
perioada adultă, cred că este foarte important să redescoperim această latură, pentru că ne ajută foarte mult din N și N puncte de vedere. Aș pune pariu că la un moment dat, oarecare din viață, poate deseori chiar, v-ați dovedit deja capabil să gândiți superior mediului, trupului și timpului. Astfel de momente de transcendere a marii triplete, ne spune autorul, constituie ceea ce unii numesc a fi în flux. Există o serie de modalități de descriere a celor întâmplate, când cele din jur, trupurile noastre și felul în care simțim trecerea timpului, dispar, iar noi suntem pierduți pentru lume, între ghilimele. Discutând cu diferite grupuri de pe Mapamond, am rugat diferite persoane să descrie momente creative în care erau atât de preocupate de ceea ce făceau sau erau atât de relaxate și în largul lor, încât păreau să pătrundă într-o stare modificată de conștiință. Astfel de experiențe se împart în general în două categorii. Prima cuprinde așa numitele experiențe de vârf, ceea ce considerăm noi a fi momente de transcendență, în care putem atinge o stare de a fi asociată, de obicei, cu cea a călugărilor și a misticilor. În comparație cu astfel de experiențe, cu pronunțat caracter spiritual, celelalte pot fi mai pământești, mai comune și mai prozaice, ceea ce nu înseamnă că sunt mai puțin importante. Probabil că și dumneavoastră vi s-a întâmplat așa ceva. Poate în timp ce erați la volan sau urmăreați un film, vă delectați în timpul cinei de compania persoanei cu care cinați, citeați, tricotați, exersați la pian sau stăteați, pur și simplu, într-un colț liniștit în mijlocul naturii. Așa dumneavoastră cum sunteți, dar eu mă simt deseori uimitor de înviorat după ce trăiesc un astfel de moment când mediul, trupul și timpul par să dispară. Momentele de transcendență apar întotdeauna când scriu, dar acum, după finalizarea celei de-a doua cărți, constat că se petrec tot mai des. Cu exercițiu, am reușit să preiau controlul, astfel încât momentele de existență în flux nu mai sunt atât de accidentale și surprinzătoare ca atunci când s-au întâmplat pentru prima dată. Transcenderea marii triplete, în scopul facilitării apariției unor asemenea momente, este esențială pentru renunțarea la vechea minte și crearea alteia noi. Da, așadar, atunci când devenim mult mai conștienți și transcendem mediul, trupul, timpul, da? Când nu mai acordăm atât de multă importanță lucrurilor acestora și când învățăm să le depășim și să le folosim doar pentru partea pentru care este nevoie și atât, reușim într-adevăr să ne reprogramăm mintea, să devenim altfel, să nu mai fim atât de superficiali, să fim mai autentici, să simțim mai mult, să trăim mai mult în echilibru și armonie cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Întreaga percepție se schimbă și, bineînțeles, se schimbă în bine. Trebuie doar să ne dorim acest lucru și să reușim să obținem rezultate cât mai bune. Pentru că, așa cum spuneam, ne ajută atât pe noi cât și pe cei din jurul nostru, indiferent că sunt oameni, că sunt plântuțe, că sunt animăluțe. Învățăm să conștientizăm rolul nostru în lume și faptul că suntem unici, dar la un nivel mai profund suntem aceiași. Și cred eu că e tare important să simțim această relație de unitate, ca să spun așa, cu tot ceea ce există în jurul nostru. Așadar, dragilor, cam atât. Cam asta este pentru astăzi. Data viitoare ne vom întâlni în același format. Vom dezbate în continuare aceeași carte.
pentru că sunt multe informații frumoase și multe informații care ne pot ajuta. Așadar, vă urez o seară frumoasă. Dacă vă plac aceste videouri cu conținut spiritual sau științific, în ceea ce privește știința aceasta mai modernă, care ușor, ușor se îmbină așa cu spiritualitatea, având în centru un element comun și anume conștiința, o să vă rog să-mi dați un subscribe. Este butonașul acela în formă de dreptunghi, cred că data trecută v-am spus triunghi, nu-i nimic, este roșu și astfel veți primi în continuare de fiecare dată când postez un nou clip video cu astfel de conținut. Până data viitoare vă urez numai bine, gânduri bune și să fim cât mai conștienți de gândurile noastre, de emoțiile noastre, de comportamentul nostru și astfel vom observa că relațiile noastre, atât cu noi înșine mai ales, cât și cu cei din jurul nostru, se vor schimba în bine, într-un mod dramatic, ca să spun așa. Depinde de la persoană la persoană. O seară frumoasă!